Drumul către mare a fost astăzi unul tensionat pentru șoferi. Polițiștii au împânzit autostrada Soarelui, așa că cei de la volan au dat pe lângă testul răbdării și teste antidrog sau de alcool. Miza autorităților este importantă. Vor să-i prindă pe cei care transportă droguri către litoral. În ultimele zile, ofițerii au făcut două capturi semnificative. O prioritate pentru noi va fi astăzi depistarea persoanelor care își permit să conducă pe drumurile publice autovehicule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a unor substanțe interzise. La kilometrul 197 pe autostrada Soarelui, circulația a fost oprită complet de echipajele de poliție. Șoferii au fost redirecționați într-o parcare unde au fost testați. Continuu, încă. Mulțumesc. O să avem și un rezultat. Mergeți la mare? Da. Rezultatul este zero. Evident. Cu toate trupele astea în spate, anti-tero, ce sunt, nu dau seama. Țin intimidant pentru dumneavoastră? Nu, dar ceva se întâmplă, e clar. Poți să-l ții acolo sub limbă, e suficient. N-am consumat absolut nimic, în afară de cafea și apă. Polițiștii au folosit dispozitive numite drug test, dar și câini care miros substanțele interzise. Observați cocaină, opiat, cannabis, amfetamină, metamfetamină. Toate sunt negative. Surpriza cea mare găsită într-un portbagaj nu a fost însă un pachet cu stupefiante, ci un copil. Cum a ajuns copilul aici în spate? Bine. Aici stă el de obicei? Cum? Aici stă el de obicei? Nu. Viața unui copil în joc. Viața la un copil. Avem câte 17-18 copii avem. Aceste activități sunt abia la început, se vor desfășura pe toată perioada weekendului. În acest weekend, traficul de pe autostradă va fi monitorizat și de un elicopter al Ministerului de Interne. Polițiștii din aer vor trimite în timp real informațiile către colegilor de la SOL și în caz că, de exemplu, un șofer are un comportament mai ciudat pe autostradă, va fi oprit imediat de colegii de la SOL. La malul mării vor fi în acest weekend și ofițeri sub acoperire. Doar în ultima săptămână au fost oprite două transporturi de droguri care ar fi trebuit să ajungă acolo. Ieri, procurorii de ICOT din Ploiești au reținut 4 tineri din Cluj care duceau spre litoral 10 kg de cannabis. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.